Vă pup, dragii mei, și bine ați revenit! Și astăzi avem o zi foarte, foarte călduroasă. Este caniculă, din nou. Iar eu am plecat la cumpărături și vroiam să vă arăt că astăzi am primit coletul cu hăinuțele pe care eu le comand de pe un site din altă țară, din Bulgaria mai exact. Și astăzi am primit coletul, printre care și această rochiță, printre celelalte articole vestimentare pe care le-am comandat. Este o rochiță așa lungă, nu știu dacă se observă, îmi bate soarele foarte rău și nu văd mai nimic. O rochiță așa lungă, lungă, foarte frumoasă, la nuanțe, vie așa, cu nuanțele foarte frumoase, foarte colorată, așa cum îmi place mie, și cu un material foarte moale. Este foarte, așa, nu știu cum să zic, vaporoasă și mă simt minunat în ea, cu toate că nu prea sunt eu așa adepta rochițelor lungi, dar câteodată mai fac excepții și mai port și așa. Îmi place și la mare să am câte o rochiță din aceasta lungă, așa vaporoasă. În fine, am plecat la cumpărături pentru că astăzi este sâmbătă, este weekend și ne mai relaxăm și noi puțin. După atâta muncă, atâtea treburi de rezolvat, avem și noi dreptul așa să stăm puțin mai relaxați și cred că și dumneavoastră la fel procedați. Sâmbăta, în general, mi-o rezolv pentru lucrul acesta sau duminica, depinde cum ordonez lucrurile și, în general, facem și noi un grătar, punem muzică, ne simțim bine, avem și câțiva invitați din nou, va veni și Renata cu prietenul ei și vom petrece așa foarte frumos. Astăzi m-am gândit la grătar să fac pui la jar. Voi merge să cumpăr câțiva pui, aș vrea să găsesc proaspeți pentru că nu prea cumpăr din cei congelați. Și, bineînțeles, asortați așa cu legume, cu ardei iute, cu ceapă, cu roșii, cu ardei capia. Este o bunătate puiul la jar așa asortat cu legume, cu muștei, bineînțeles. Și, nu știu, dacă am să mai cumpăr altceva, mă refer la ceea ce vom pune pe grătar. Mama vrea și niște pastramă, ei îi place foarte mult pastrama de oaie, mielul. Dar are deja pastramă pentru că i-am cumpărat de ieri, dar eu chiar am poftă de pui la jar. Am să văd ce am să mai cumpăr, am să vă arăt și noastră pe acolo prin marketuri ce produse mai sunt, pentru că voi merge la un market care este pe aici prin apropiere și vom vedea ce vom mai găsi pe acolo. Am să vă mai arăt și noastră așa câte ceva. Și acum în drum spre market. Da, vă spuneam de site-ul acela de pe care eu îmi comand hăinuțele. Este un site din Bulgaria, dar ceea ce îmi place mie foarte mult este faptul că mi se potrivesc perfect. Deci de acolo îmi comand de foarte mulți ani, de când l-am descoperit, de mulți ani, chiar și când eram la București, mulți ani, 8-10 ani cred că sunt. Și ceea ce mi-a plăcut foarte mult este faptul că mi se potrivesc perfect, așa cum v-am spus. Deci absolut toate rochițele, bluzițele, colanții, tot ce-mi comand eu de îmbrăcat, chiar și de încălțat, mi-au venit perfect. Și mă refer aici, ați văzut că și la încălțăminte sunt probleme, depinde de calapod, nu știu, unii pantofi, cizme, ghetuțe, depinde ce ne comandăm, ați văzut, unele sunt croite mai strâmt, altele mai largi, depinde cum au calapodul. Cam greu cu încălțămintea să ți se potrivească așa după număr, fără a fi probate. Dar să știți că absolut niciodată nu am avut probleme. Eu port 37 și mi-au venit perfect de fiecare dată, indiferent ce am comandat. Că au fost papucei, că au fost sândăluțe, cizme, ghetuțe, nu contează. Totul s-a încadrat perfect. Iar la rochițe și la fustițe, deci nu vă spun, parcă sunt turnate pe mine. Eu îmi comand mărimea cea mai mică S, dar la ei mărimile sunt puțin mai mari. Pentru că probabil doamnele bulgăroice sunt puțin mai solide așa decât noi româncele, au altă conformație, nu știu.
Iar la ei mărimea S este mai măricică, cam cum ar fi spre un M la noi, ceva între S și M, că nici M nu putem să spunem că ar fi, pentru că M-ul este destul de măricel pentru mine la unele rochițe. Deci ceva între S și M ar fi, dar cu mici excepții așa, s-au încadrat perfect, pentru că la unele rochițe le-am mai modificat, în general la talie le mai modific, la lungime, care nu se încadrează așa cum îmi plac mie. Dar una peste alta sunt perfecte. Poate nici de aici, de la noi, prin magazine, nu mi s-au potrivit atât de bine. Au croiala care îmi trebuie mie, deci îmi vin super. Și de aceea mi-a plăcut și oricum timpul meu este foarte limitat să stau să umblu prin magazine, să probez, exclus că nu am timp, nu-mi permite timpul să fac acest lucru, poate așa foarte rar. Și ca atare este foarte simplu, mi-aleg modelele care îmi plac. De fiecare dată când găsesc, de exemplu, un model de rochiță și îmi place așa foarte mult, îmi comand toate culorile pe care le au. Chiar și la încălțăminte fac acest lucru. Și știu că mi se încadrează perfect, că îmi vin bine, coletul ți-l aduce la adresă, nu costă nici mult transportul și să știți că se încadrează una peste alta destul de repejor. Nu știu dacă durează o săptămână, cam 5 zile în general. Am ajuns la market și totul decurge foarte rapid și să știți, chiar și pe timpul pandemiei am făcut acest lucru, am comandat, a durat cei drept mai mult, cam în jur de, să zic, 2 săptămâni și până ajungea coletul, de multe ori și până în 2 săptămâni, cam 8-10 zile depinde, dar totul a decurs perfect și sunt foarte mulțumită și de aceea v-am spus, îmi comand mereu. Sunt tot timpul modele noi, frumoase, la modă, ceea ce îmi place foarte mult. Și indiferent de anotimp, tot timpul au tot felul de articole frumoase și gecuțe și absolut orice. Chiar mi-am comandat un, nu știu să-i spun ca un pardesiu ceva, dar așa mai 3 sferturi. Este o nuanță de bej superbă cu blăniță la gât. Mi l-am luat toamna trecută, dar deocamdată este în dressing așa cum l-am comandat, nu l-am îmbrăcat niciodată. Și are o stofă ceva ca un cașmir foarte fină, foarte fin, de producție italiană, pentru că au, să știți, materiale superbe și în general am văzut că lucrează cu partea aceasta, cu Italia, nu știu, materiale în general cu siguranță sunt foarte, foarte calitative, se văd și am impresia că și mâna de lucru este mai mult ca sigur tot cu partea italiană sau modelele, nu știu, dar au articole foarte, foarte frumoase. Și de aceea vroiam să vă spun și v-am explicat așa ca să se înțeleagă, adică să știți de ce comand de acolo, pentru că sunt foarte mulțumită, v-am spus, este și chestia de timp, scutești foarte mult timp. Și chiar este un lucru super pentru mine, care sunt așa condiționată tot timpul de lipsa timpului. Am ajuns la market, voi intra să vă arăt și dumneavoastră ce este pe aici și sper să găsesc niște pui proaspeți așa cum îmi doresc, să nu fie din aceea congelat. Suntem la raionul de înghețată și este foarte aprovizionat, după cum vedeți, o grămadă de sortimente și cu toate că nu prea mănânc înghețate de obicei, de data aceasta mi s-a făcut poftă, pentru că sunt atâtea sortimente variate încât nu știu ce să alegi. Îmi place foarte mult cum arată aceasta așa, cu fructe de pădure, am luat și eu, așa arată, mie îmi place cu fructe de pădure, că este un pic mai acrișoară, este combinația aceasta între ciocolată și fructe de pădure și este un deliciu. Foarte bine arată toate, după cum vedeți. O
O să iau și așa una. Acesta este prețul, 23, nu este mult. Am luat și două din acestea așa. Și am să mai iau ceva, numai puțin să pun în coș. Am să mai iau ceva și cu ciocolată. Numai ciocolată. Dar să vedem ce anume. Îmi place așa după grătar, după ce servezi grătarul și stai așa la umbră frumos, relaxat, să servești câte o înghețată. Îmi place foarte mult. Dar nu știu de care voi alege. Aceasta așa mi se pare prea leșinată, cum îi spun eu. Cred că voi luați din ăsta așa. Aș fi vrut tot la cutie ceva. Aici am văzut ceva care mi-a plăcut foarte mult. Am luat și două cutiuțe, praline de înghețată. Nu am mai văzut până acum praline de înghețată cu lapte și smântână proaspătă. Cred că sunt un deliciu, așa arată. Am luat și două cutiuțe. Așa arată, să le încerc să văd cum sunt. Și nu știu ce să iau de ciocolată. Aceasta este așa foarte drăguță, după cum arată, dar mi se pare așa ca pentru copii. Da, voi lua două cutii din acestea așa de Snickers. Și cam atât de la raionul de înghețată. Și mergem mai departe. Aceste praline sunt 18 bucăți și au prețul de 29 de lei cutia. Am luat și eu două cutii, mi s-au părut foarte interesante și cu siguranță cred că sunt foarte delicioase. Chiar nu am mai văzut până acum. Sunt curioasă să le gust, să văd cum sunt. Ce credeți? Nu am găsit aici pui. Niciun fel, nici congelat, nici proaspăt. Și va trebui să merg acum la alt market ca să reușesc, sper să găsesc, pentru că îmi este foarte poftă de pui fript și vreau neapărat să fac grătar cu pui fript. Sper să și găsesc. Acum voi merge la celălalt market și voi vedea despre ce este vorba. Și îmi este foarte poftă de acele praline cu înghețată și smântână proaspătă, cum scria, deci nu mai pot. Numai la ele mi-e gândul, abia aștept să ajung acasă să le gust așa din ciocolată. Ați văzut învelite în ciocolată și cu înghețată și smântână proaspătă. Cred că este o combinație super. Vedem cum sunt și vă spun. Am oprit aici și doamnele au fost foarte drăguțe la market. Mi-au dat două cutii și le-am mai pus așa cu apă pe marginea drumului, pentru că este dezastru afară. Bietele păsărele și celelalte animăluțe care mai trec, vai de sufletele lor. Măcar să aibă și ele de unde să bea un strop de apă. Și la mine acolo le-am pus pe marginea drumului multe castronașe, pentru că bietele păsărele sunt terminate. Bine, și prin curte au o grămadă, dar în curte mai sunt pisicuțele, mai sunt câini, poate, cu toate că vin o grămadă de păsărele și pe acolo, dar am pus așa de jur împrejurul la stradă a proprietății, să spunem, multe castronașe cu apă rece să poată să bea și sufletelele.
Pentru că toate sunt sufletele lui Dumnezeu, trebuie să avem grijă și de ele, așa cum Dumnezeu are grijă și de noi. Am să intru și aici la market să vedem, sper să găsesc. Suntem la celălalt market și am găsit aici doi, am luat trei. Sunt așa ceva între proaspăt și puțin congelat. Asta este. Bine că am găsit, pentru că nu aveam chef să merg mai departe. Am să mai iau niște sucuri acum. 200 din acestea de cred. Nu știu ce vor invitații și viitor. Ce le place? Pepsi cu siguranță, da. Dar nu place acela la 2 litri pentru că se duce acidul. Plăcea și la Fruity Fresh, a apărut ceva de somo cu lămâie. Dar la acesta văd că este doar fresh, flori de soc. Anul trecut era soc cu lămâie foarte bun, răcoritor așa de vară. Dar nu știu cum este acesta. Hai să luăm sticlă și așa. Acela cu lămâie era delicios, că era mai acrișor așa. Dăm și apă minerală. Deja am umplut coșul numai cu sticle. Grătarul îl facem mai de seară când se mai răcorește, pentru că este dezastru acum afară. Nu mai putem sta și lângă foc, pentru că este destul foc afară. Așa. Și mergem mai departe. Aici iar am ajuns la produsele pentru curățenie, nu mai am treabă cu ele, aici am tot cumpărat. Să mă gândesc ce mai trebuie. Pâinica am luat, foarte proaspătă și bună, de acolo de unde cumpăr eu mereu, v-am spus, o aduce de la o brutărie. Și este delicioasă și foarte proaspătă pentru că aduce de două ori pe zi. Chiar nu știu ce aș mai putea să mai cumpăr. Articole de toate genurile. Mai iau totuși niște hârtie din acesta de bucătărie, așa. Îi trei straturi este mai frumoasă. Mai iau două așa să fie acolo, pentru că una o pun pe terasă acolo cum face în grătarul. Mai am și pe acasă, dar se consumă, știți cum este, hârtia de bucătărie. Nu știu ce pot să mai iau.
terminat și cu cumpărăturile. Important este că am găsit pui. Am oprit aerul ca să ne auzim ca lumea. Am găsit pui. Acest lucru este important. Nu mai aveam chef să mai plec la alt market și deja este foarte, foarte cald afară. Să se mai răcorească spre seara, așa, și apoi ne apucăm de treabă. Sper că și dumneavoastră aveți un weekend liniștit, așa, lângă persoanele dragi. Eu vreau să vă spun că mă simt extraordinar de bine, o am pe mama lângă mine, o am pe fetița mea lângă mine, ce pot să-mi doresc mai mult de atât? Este liniște și pace, animăluțele sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu și vă doresc tuturor să aveți multă sănătate, liniște și persoanele dragi alături de dumneavoastră. Și să aveți un weekend minunat și liniștit cu toții. Vă pup, dragii mei, și vă doresc multă sănătate!